Stau uneori și mă gândesc, nu-n zadar în copilărie mi se spunea glaz almaz, pentru că purteam Adidas. Cine poartă Adidas? Acela? Hai, lăsăm-le prostioarele la o parte, prieteni. Am observat un lucru și vreau să vă-l împărtășesc. Probabil pe voi asta îți vă doară fix atât de tare, precum mă doare pe mine rezultatul participării mele la concursul la umor. Penis vagin, penis vagin, penis vagin, penis, penis vagin, penis vagin, încercați și voi. Care vă să zică, fix ca și voi, m-am uitat eu la video cu Dodon întâlnindu-se cu Putin. S-a întâlnit Dodon cu Putin și-o strâns și reșica, o strâns mâna și-a intrat și-a discutat. Și acă conducându-l pe Dodon, Vladimir Vladimirovich Putin, conducându-l pe Dodon în camera unde urma să aibă discuția, descoperim două ieble fețe cunoscute. Cine sunt ei? Cine e dânsa? Cine e dânsu? Elena Pahomova și Stanislav Vâjga. Voi probabil idei n-aveți cine sunt oamenii ăștia, dar eu vin să vă dăruiesc o leacă de lumină. Stanislav Vâjga, angajat al postului Accent TV. Voi probabil v-ați așteptat să spun jurnalist. Ne tutta bila, ar mai vrea el. Ca să vă convingeți că nu spun minciuni și Stanislav Vâjga anume e omul din imagine, hai să-l vedeți o leacă în acțiune la Accent TV. Здравствуйте, вы смотрите программу «Персональный акцент». Сегодня в нашей студии мы принимаем президента Республики Молдова Игоря Дадона. Нам поступили десятки видеообращений и сотни вопросов на самые разные темы на русском и молдавском языках. В этом диалоге со зрителями главе государства будем помогать мы, журналисты телеканала «Акцент ТВ», Станислав Вышга и моя коллега Анна Герман. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, bine ați venit în studioul postului nostru de televiziune, domnule președinte, iar acum eu alături de colegul meu Stanislav Vâjga vom încerca să găsim răspunsurile de la prima sursă. Ana, mi-e milă de tine, hai să mai omorâm un iepuri concomitent și să ne exprimăm profundă, adânca milă față de Ana, care atât de tare strâmbă accentul ăsta nenecesar de Ploiești. Ana, o zis și colegul tău Stanislav Vâjga, na ruscam, e na maldavscam, crește na maldavscam. Dacă poți. Și acum mergem la al doilea personaj, doamna Elena Pahomova. Nu știu dacă voi vă amintiți sau nu, dar imediat după alegerile din 2016, pretinsa sau întinsa, vă spuneți cum vreți, jurnalistă Elena Pahomova a strălucit cu înțelepciune, imparțialitate, echidistanță și demo. Tot ce vrei, a strălucit în cadrul propriei sale emisiuni, chemând invitați miravioso, care pur și simplu ne spune unul direct în față că mă, toți migranții ăștia care au plecat de Moldova și-și permit să deschidă gura, sunt niște puțan pețe, închideți gurile, nu grăiți, noi aici pentru voi. Fu! Nașa diaspora проживают уже 20 лет, 15-20 лет в Канаде, во Франции. У них просрочены все паспорта, но они высказывают претензии, что им не дают возможность высказать свое мнение по поводу того, что происходит в стране. А ты приедь в эту страну, ты приедь сюда, поживи с нашей, посмотри, что вообще нам хочется в этой стране. Госпожа Гончарова правильно отметила, что диаспора молдавская вспоминает свои родные раз в 4 года. И то только если ее хорошо попросят отсюда выйти и проголосовать. И, соответственно, возникает вопрос, а на кой нам нужны их воспоминания о родине раз в 4 года и насколько они действительно являются социально значимой частью нашего общества. И, как я уже упоминал не раз, в сетях выскакивало предложение о том, что памятник надо ставить не тем, кто за рубежом, а тем, кто остался. Детям, пожилым людям, молодым людям, решившим строить здесь свою жизнь, жениться и остаться здесь и отстраивать страну по мере возможности. Ва-ți amintit? Apiar, văzând așa, dar acestea e blefe... Băi, încetează. Fețe de oameni simpatici, alături de Dodon, la Sochi, stai și te întrebi. Există acolo un aparat al președintelui, oameni responsabili care invită cumva jurnaliștii să plece alături de președinte. Și asta e bine, asta înseamnă că avem un președinte deschis, nu-i așa? Deschis față de jurnaliști, față de întrebările lor tăioase. Dar cât de tăioasă poate fi întrebarea unui jurnalist care tot pentru tine lucrează? Mă întreb eu și sunt că nu voi obține niciun răspuns. Dar continui să insist și voi întreba aparatul președintelui, pentru că știu că președintele îl are și acest aparat e puternic și vreau să întreb cum anume se face ca un jurnalist să nimerească în echipa domnului Dodon atunci când pleacă prin tot felul de delegații, de plasări, cum se poate de nimerit în echipa domnului Dodon. Am înțeles că trebuie să cheme Elena Pahomova sau Stanislav Vâjga, am înțeles că trebuie să lucrezi pentru NTV sau Accent TV, dar mai departe decât atât, ce alte criterii trebuie satisfăcute? Nu de altă, dar un visător ca mine este gata să o și facă.
Vă mulțumesc anticipatic pentru răspuns. Iar vouă, iepuraș, vă reamintesc că putem să ne revedem cu voi pe 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris, iar pe 18 noiembrie la Padova. La Padova, am zis, nu la Sadova, băi, Dodon. Ne-am înțeles, v-am pupat, pupcei, numai bine, v-am prins, nu mai pot să ne-au rămas bun de la voi, pentru că tare mi-este dor de voi, dar dacă vreți să vedeți cum eu îmi exprim, doar veniți să mă vedeți pe 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris, pe 18 noiembrie la Padova, la Padova, nu la Sadova. I-am mai zis asta o dată. Ok, pa, pa, pupcei, he, he.